Biserica lui Hristos se bucură, privind la făclia cea sfințită, la sfeșnicul cel purtător de lumină, pe care vrăjmașii surpându-l sub obrocul tăcerii l-au ascuns și te cinstește cuvioase Părinte, pe tine cel ce pe muntele faptelor bune ca o dumnezeiască văpaie ca să strălucească marginile lumii cu minunile mai mult decât soarele. Astăzi, judecata nemitarnicului Dumnezeu arată din înălțime dreptatea ta ca pe o amează prea lumea luminată și dă celor din lume pace și mare milă. Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Sicriul tău, de aur, izvorăște în lume, ca un vas cu miresme, miruri dumnezeiești de minuni, și cu curgerile tămăduirilor, umple de mireasmă sufletele celor ce te cinstesc pe tine, că îmbogățit fiind cu miresmele cele fără de materie, ale darurilor lui Hristos, dăruiește bună mireasmă celor ce aleargă la El cu credință. Pentru aceasta, bucurându-ne de prea cinstitele și sfintele tale moaște, cu credință cerem să se dea sufletelor noastre mare milă. Gura dreptului va deprinde înțelepciune și limba lui va grăi judecată. Împărțitorul de greu al lumii, care cucerească desfătare a Duhului, rănește inimile tuturor credincioșilor. Vine nu din Egipt, ci ca un nou Iosif, arătându-se în chip de moaște sfinte, din cumana se mută, dezbicând astăzi cu rugăciunile viforul răutăților și noi anune cazurilor. Deci pe acesta fericindu-l, lumina să laudăm, ca de greșeli și de boli și de primejdii să ne izbăvim noi toți. Pe Hristos rugându-l să dea sufletele